Acum câțiva ani umblau prin mediile astea de socializare niște poze așa foarte luxoase cu indivizi de prin Rusia care apăreau în avioane private, cu ceasuri scumpe la mână, costume aranjate, pantofi lustruiți, iar ele erau de asemenea îmbrăcate în tot felul de rochii elegante și cu dita mai găleata cu trandafiri în mână. Și acele lucruri nu erau ale lor, ci erau închiriate pentru o sumă între 75 și 100 de dolari și aveai timp o oră cu fotograful lor să ți se facă niște poze din astea foarte tare, aparent, ca să te dai mari în fața altora din satul tău că ai reușit în viață. Și de asta cred că oamenii cu adevărat bogați, mai ales aici, închiriază lucruri simple, care nu sunt ostentative și nu ies în evidență și evident că dacă vor să-și facă anumite pofte, cum ar fi plimbatul cu mașini, cu bărci, o vor face într-un mod discret, chiar dacă respectivele lucruri sunt unele de valoare. Iar astăzi ducem parteneriatul cu mașini la cheie puțin mai departe, pentru că am zis să văd și eu cum este o mașină la cheie, la propriu. Această Mazda 2 fiind disponibilă de pe site-ul lor, la închiriat, cu un tarif și o perioadă extrem de flexibilă, aș putea spune. Și totul a început de la conversația cu unul din fondatorii acestui business, care m-a abordat acum mai bine de o lună și mi-a propus ca o dată pe săptămână să spun un pic despre site-ul lor în descrierea unor videouri și mai ales în partea de intro. Am intrat pe site, am văzut despre ce-i vorba, mi-a plăcut ideea, pentru că sunt mașini foarte variate în multe locații din țară, pe game destul de largi de preț și cu niște perioade flexibile și ce-i foarte tare, și am experimentat și eu asta până la urmă, este că tot procedeul de închiriere este 100% online. Nu exagerez când spun că preluarea acestei mașini cred că a durat 13 secunde, adică am ajuns, am sunat, trebuie să iau o Mazda 2, imediat vin, ăsta e talonul, să vă bucurați de ea. Și am plecat. Adică ceea ce nu poți face la un centru de închirieri clasic, la un aeroport, de exemplu, unde probabil îți ia cel puțin o oră să vezi ce mașini sunt disponibile, să-ți rețină acel depozit, care de multe ori are o valoare obscenă în raport cu valoarea mașinii, sunt foarte costisitoare acele depozite, nu-i cazul aici. Și în general este acea teamă și problemă de or similar. Adică tu plătești o mașină și de fapt primești alta, care de multe ori e din altă categorie și ai plătit pentru o categorie superioară și primești o mașină dintr-o categorie inferioară. Așa că eu m-am convins din prima că site-ul ăsta este ce trebuie și că e transparent. Că sunt prețurile mici sau mari, asta cred că o spune piața. Important e să fie corecte și chiar cred că sunt așa, așa că eu unul îi voi promova de fiecare dată cu drag. În general vor fi vizibile aceste postări în zilele de weekend, sâmbătă sau duminică. Și după ce am postat vreo 5 mașini, dar mai sunt și altele filmate, unul din băieți mi-a spus, dar nu vrei tu să iei o mașină la închiriat? Și mi-a înșirat o serie de mașini, random, modele de la Opel Astra 1.3 până la X5-uri plug-in hybrid. Și zic, băi, m-ar interesa o mașină normală, banală, simplă, genul ăla de mașină pe care o închiriez că ai o urgență. Trebuie neapărat să merg 2 zile undeva sau am nevoie să mă deplasez în oraș la niște notariate și avocați, timp de, nu știu, 3 ore pe zi, 5 zile sau 2 zile. Și îmi trebuie o mașină pur și simplu să mă ducă de la A la B. Și prima dată mi-a venit în minte, zic, hai să văd cum e un Hyundai i10, cu Kia Picanto testasem. Și a zis, da, avem, doar că ghinion pentru tine, noroc pentru noi, mașina este închiriată până pe 27 septembrie sau august, ceva de genul, adică mai durau 3 săptămâni. Zice, dar avem ceva similar și or similar în cazul ăsta este ceva care seamănă cu acel i10 și anume o Mazda 2, pe care o vedeți aici în peisaj. Un model cât se poate de normal. Este o echipare de bază, fiind o mașină de închirieri, nu are rost să fi fost cumpărată sau n-a avut rost să fi fost cumpărată cu jante pe 18 inci, cu tot felul de trape, piele înăuntru, pentru că tu cumperi sau închiriezi de fapt această mașină pentru mobilitate. Te duci de la A la B, nu-i mașina ta, tu pur și simplu te urci în ea și o conduci. Și de asta nu prea contează faptul că uneori la mașinile închiriate vei găsi anumite ornamente care sunt puțin sărite, un capac de roată spart, nimicuri din astea, dar din nou, tu te folosești de mobilitatea pe care ți-o acordă această mașină, nu e de lux și pur și simplu te duci cu ea de la A la B și îți rezolvi problemele. Evident, asta nu înseamnă că ar trebui să iei o mașină care să n-aibă un geam sau să aibă parbrizul spart sau să o primești cu roți de iarnă în timpul verii sau invers. Nu.
dar așteaptă-te ca la orice firmă de închirieri din lume, indiferent de țară, să găsești mici defecte estetice optice pe care și mașina asta le are, pentru că foarte mulți, din păcate, nu le îngrijesc. Și nu mă refer la proprietari, ci la oamenii care le închiriază. Pentru că le mai ating, nefiind mașinile lor, mai au o groapă, mai, nu știu, uită să pună lichid de parbriz, chestii de genul ăsta. Dar eu nu am fost foarte mulțumit de experiența de preluare. Totul a început cu o conversație cu unul din băieți care mi-a zis: vezi că ți-am rezervat-o. În mod normal, dacă vreau eu să rezerv pe banii mei, aș fi intrat pe site și alegeam perioada respectivă. Și acolo, intrând, am observat în link-ul ăla cât ar fi costat toată chestia asta. Eu am luat mașina de astăzi luni dimineață până mâine marți dimineață. Și în mod normal, pe bani concret, această mașină costă 200 de lei pentru această perioadă, iar depozitul de garanție este aproximativ 900 de lei, chiar puțin sub, 200 de euro. Dacă însă iei mașina pe o perioadă mai lungă, de până la o lună, de exemplu, ai posibilitatea să ai un tarif zilnic de 160, 140, 120, chiar 100 de lei, pentru că perioadele alea au niște intervale, 7 zile, 12 zile, 14 zile, 15, 30 și așa mai departe. Depozitul rămâne însă 900 de lei și ce este important este că durata, să zic așa, distanța maximă pe zi pe care o poți parcurge cu mașina este de aproximativ 500 de kilometri. Însă toate aceste valori în bani și contorul de kilometri se actualizează în funcție de perioada aleasă. Așa că, concret, m-ar fi costat 200 de lei plus 900 blocați temporar până se făcea procedura de închiriere. În mailul respectiv găsești poză cu mașina în locul în care ea se află, adică mi-am dat seama că va fi pe Bulevardul Basarabia din Aspect, vis-a-vis de benzinăria Socar. Este în cadrul unui service care se ocupă de aer condiționat, spălătorie, vulcanizare și acolo este unul din businessurile cu care ei colaborează. Nu este mașina lui mașini la cheie. Ei adună la oaltă vreo 50 de firme de profil în 14 orașe din România. Și asta înseamnă o versatilitate mare. Și astăzi, când am luat mașina, am și verificat pe site dacă există în Craiova posibilitatea de a închiria. Și există atât în oraș cât și la aeroport, așa că colegii mei Cezar și Cosmin cu siguranță vor închiria și ei, li se va închiria de fapt, pentru că nu vor plăti pentru treaba asta, niște mașini de acolo pe care le vor prezenta în stilul lor caracteristic, că nu este competiție, noi ne completăm, nu ne certăm în vreun fel. M-am dus frumos pe motocicletă, au fost amabili, mi-au pus motorul într-o parte acolo să stea păzit până mâine, am sunat, am zis că am de închiria mașina, a venit cu talonul cu actele mașinii, le-am pus în torpedou, cheia era deja înăuntru, mașina era spălată, este alimentată cu plinul făcut și tot așa o voi duce și la loc, din respect pentru situație, că până la urmă, ok, nu am plătit, dar mă folosesc de ea și proprietarul business-ului mi-a spus că nu trebuie neapărat să o alimentez, dar cumva că am făcut chestia asta cu toate mașinile cu care m-am plimbat, că simt eu nevoia, așa că am zis să fiu total transparent în legătură cu, nu știu, cum a ajuns să fie această mașină prezentată. Și este perfect funcțională, în sensul în care are lichid de parbriz, are anvelopele potrivite, este curată interior-exterior și îi merge aerul condiționat. Foarte important în această perioadă a verii, când sunt peste 40 de grade real la nivel de asfalt. Iar mașina este una foarte potrivită și sincer m-a uimit cât de plăcută poate fi la condus. Este o mașină pe care îmi doream de mult să o prezint, doar că Mazda România ca importator nu prea pune accent pe acest model foarte mult, dar are început, pentru că deși ce cumpere acum, dacă ar fi să-ți iei nou, e un facelift peste aceasta, prețurile au rămas relativ decente în nebunia asta care se întâmplă acum, adică cel mai ieftin model e vreo 15.800, 16.200 și cea mai scumpă e 21.400. În condițiile în care sunt mild hybrid, au în jurul a 90 sau 115 cai, ai vreo 4 linii de echipare până la Homura, vin cu în standard cu scaune volan încălzit, ai posibilitate de tapiserie din piele, materiale moi, infotainment cu controller, faruri adaptive, diferite categorii și culori de vopsea și este o mașină care are așa un iz de premium. Poate nu are ea, să zic așa, volumetria unui Polo și ergonomia aia clasică, dar mi se pare o mașină care se duce într-un accent destul de premium, adică dacă ar fi avut sigle de Mercedes, puteai să o consideri un Mercedes fără niciun fel de problemă. Dar această mașină, repet, fiind făcută pentru închirieri, a fost luată într-o configurație foarte simplă, dar care totuși nu e spartană, adică
N-ai scaune electrice, doar că ele sunt reglabile și pe înălțime, ceea ce mi se pare important, pentru că dacă e mic interiorul și nu încapi în el, oricât îți place mașina la aspect, nu prea poți să o conduci. Volanul este reglabil, are comenzi, are pilot automat, are un mic display unde vezi consumul și alte date de computer de bord. Deși nu are un infotainment cu un ecran din ăla cu nu știu câți inci, ai posibilitatea să conectezi prin Bluetooth telefonul, deci automat vei avea agenda și muzica din telefon, ai însă și posibilitatea să pui stick. Nu are însă scaune încălzite, ca așa a fost această echipare, dar dacă ar fi să o fi cumpărat acum, că asta e model 2019, venea în standard cu acele scaune încălzite. Și motorul este unul foarte interesant, este un Skyactiv-G de 1,5 litri, care poate dezvolta orice putere între 75 și 115 cai. Aici însă este setat la 75 de cai, având însă o injecție directă, niște sisteme interne care pot fi optimizate să dezvolte mai multă putere, într-o formă mai fioroasă cu arbore de oțel, nu de fontă, forjat, și cu alte interne pe partea de arbor cu came, distribuție, chestii de genul ăsta, este montat longitudinal pe Mazda MX-5, unde dezvoltă cam 125 de cai. Alte galerii de admisie și de evacuare, ăla e motor longitudinal, e cu tot o altă poveste acolo. Dar, sincer, cred că una de 115 cai nu e departe de un MX-5, având în vedere că au o greutate destul de apropiată, puțin peste 1000 de kilograme. Așa că, deși are 75 de cai, de fapt este un motor de vreo 100 și ceva de cai plafonat la 75. Și este o mare diferență, pentru că aceste motoare sunt limitate electronic și atunci curba de cuplu este ca o masă perfect dreaptă. Și asta înseamnă că motorul e mult mai viguros decât unul, de exemplu, de 1.1, care chiar dezvoltă fizic maxim 75 de cai și nu e limitat în vreun fel. Așa că se conduce foarte plăcut pentru caii pe care îi are. Și are o timonerie perfectă, este o mașină cu care nu vei putea scoate consumurile minime declarate de producător, pentru că inferioarele sunt deosebite și pur și simplu îți place să mesteci în el. Dacă îți place să conduci o mașină manuală, vei aprecia foarte mult ambreiajul hidraulic cu o cursă moale și progresivă, dar foarte precisă, simți imediat când cuplează, fără însă să bruscheze. Și timoneria este una cu short shifter, ca așa le face Mazda pe manuale, și anumite variante, eu cred că și asta, deși nu e specificat într-o parte tehnică oficială undeva, are acel sistem IE-Loop, adică un alternator cu voltaj variabil, care generează curent doar în decelerare, ca să nu fure din puterea motorului, și stochează acel curent într-un capacitor, care este un fel de dispozitiv de stocare a energiei electrice, însă nu sub forma unei reacții chimice, cum e la o baterie. Și acel capacitor, cu ajutorul unui convertor de curent DC-DC, el transformă voltajul pentru bateria de plumb, ca să poată să fie încărcată, și practic alimentează pentru scurte perioade de timp farurile, servodirecția electrică, infotainmentul, geamurile electrice, stopurile, chestii de genul ăsta, fără ca alternatorul să trebuiască să facă chestia asta. Deci practic nu este un parazit pentru cureaua de accesorii a motorului. Însă oficial, varianta este setată la 90 de cai și ulterior au venit și variante mild hybrid pe bune, care au un alternator pe 24 de volți cu o baterie separată pe litiu-ion, care și participă în accelerație. Dar și acelea și astea au sistemul i-stop, care presupune repornirea motorului din secvența start-stop prin combustie, nu doar prin rotație. Și asta înseamnă că acel calculator, cu ajutorul distribuției variabile, inhibă cumva presiunile pe acolo și oprește motorul exact în poziția corectă pentru a fi repornit strict dintr-un șpriț de injecție directă, da, pentru că are așa ceva, cu ajutorul scânteii din bujie. Și în felul acesta motorul pornește din explozie, din combustie, fără să trebuiască să fie rotit neapărat de alternator, însă alternatorul îi dă așa un mic șut din spate ca să poată să plece progresiv și nu simți deloc acel tremurat specific. 5 trepte sau 6 trepte manuală, mașina asta a apărut în 2014 și a avut niște facelift-uri în 2017 și în 2019 și acum în 2023 a venit un al treilea facelift, care o face chiar mult mai luxoasă decât era când a apărut. Și povestea Mazdei 2 este una destul de veche, pentru că la origine era pe o bază comună cu Ford-ul. Ea s-a numit Mazda Demio inițial și abia la această generație a început să fie numită Mazda 2 și în Japonia, și a fost practic o continuare a modelului numit 1-2-1. Din câte am citit, e un zvon, nu știu dacă e adevărat, la origine primul model cu cifre din astea a fost Mazda 3-2-3 și cica acea denumire de 3-2-3 reprezenta de fapt camera de hotel unde era cazat șeful de proiect când s-a dezvoltat această mașină.
și s-a gândit să-i pună codul ăsta de proiect. Și probabil aia fiind middle class, ce a fost mai mic a fost cu 1, ce a fost mai mare au făcut cu 5, 6, 9 și așa mai departe. Și acel 1-2-1 a fost la un moment dat continuat cu aceste modele Demio și Mazda 2, cum s-au numit în Europa, care erau făcute pe acea platformă de Ford Fiesta. Și asta înseamnă că și împărțeau anumite motorizări. Și asta nu e întâmplător, pentru că Ford este genul de firmă care, oricâte rele se spune că ar fi făcut, că n-ar fi fiabile, că cu rele în ulei și alte chestii, este un mare finanțator de tehnologie în domeniul auto. Adică și-a dat seama că singur poate n-ar fi oportun să dezvolte pentru toate piețele tehnologii, așa că a investit cumpărând acțiuni la niște branduri. De exemplu, în anii 80 a cumpărat Mazda. Și a plătit Mazda să dezvolte motoare, cum ar fi familia Z, acea familie Mazda L și niște motoare făcute împreună cu Yamaha, cum ar fi cele din clasa asta Z. Și la origine Ford a venit în completare cu motoarele Sigma, care de asemenea avea o colaborare făcută cu Yamaha. Și Mazda a dezvoltat și motoare pe benzină din seria F și dieseluri din seria F, care erau plătite însă de către Ford, și Ford a putut să le folosească atât pe modele pe platformă Mazda, dar și pe modele proprii. Și probabil cea mai mare investiție pe care Ford a făcut-o este în domeniul motorizărilor europene, și anume parteneriatul cu PSA, în care a investit pentru producerea motoarelor diesel, inițial faimoasele 2000 HDI și derivatele ulterioare 1.6 HDI, 1.5 HDI, și din care au derivat toate acele motoare V6 și V8 diesel, mai mult sau mai puțin reușite, de 2.7, 3.0, 3.6 și 4.4, care, deși sunt niște măgăoaie care n-au fost neapărat puse pe mașinile franțuzești, cu excepția celor 2.7 și 3.0 de pe, să zicem, Peugeot 407 și Citroen C5, însă cele mari au fost rezervate Range Rover-urilor. Și 3000-urile au ajuns să fie reconvertite într-o formă numită Eco Diesel pe Fordurile F-150 sau pe Rangerurile Raptor moderne. Ceea ce voi cunoașteți acum ca model Volkswagen Amarok 2023 are de fapt un 3000 TDI, care de fapt e un Eco Blue, acel diesel 3.0 Power Stroke, care de fapt e fostul motor de pe Land Rover-uri, însă puternic modificat, pentru că nu mai avea acele probleme clasice. Și au investit foarte mulți bani, și pentru că au cumpărat și acțiuni la Volvo și dețineau și parteneriatul ăsta diesel, au putut să planteze aceste motoare într-o gamă foarte largă de mărci. Și așa a existat în prima fază Mazda 2. Prima și a doua generație erau deci pe o platformă comună cu Fordul Fiesta și Fordul Ka. Aveau și motoare de Mazda și motoare de Ford, însă această generație, DJ sau DL, cum a fost numită pe cod, a apărut în 2014, nu mai are nicio legătură cu ce a fost înainte. Și asta pentru că Mazda și-a dezvoltat brandingul acesta Skyactiv, care înseamnă o tehnologie, nu neapărat o suită de tehnologii, nu ceva anume. Cum spune și BMW Twin Power Turbo sau Efficient Dynamics, nu înseamnă un mecanism anume, ci o suită de mecanisme făcută să fie montată pe mașini. Așa că, în cazul acestei Mazda 2, se merge pe o platformă de CX-3, puțin mai mică, care are același sistem de suspensie punte pe spate și cu McPherson clasic pe față cu o basculă, motoare de 1.3 sau 1.5 benzină la lansare, care aveau între 75 și 115 cai. Ulterior, 1.3 a fost pensionat și 1.5 a fost optimizat, pentru că, deși la început nu avea distribuție variabilă electrică pe admisie, a primit-o ulterior și, practic, motorul ăsta e mult mai apropiat de cel de Mazda MX-5 decât era prima variantă, care avea alte interne mai slabe, să zic, și de asta genera mai puțină putere. Și au avut și un 1.5 diesel de vreo 105 cai, care a fost însă pensionat în Europa, că știți cu toții lecția. Însă în trecut, vechile variante foloseau acele 1.4 și 1.6 HDI sau TDCI sau cum le numește Mazda, parcă diesel simplu. Ideea este că au făcut mai multe chestiuni interesante, pentru că mașina asta, de exemplu, printre alte locații, se fabrică și în Mexic. Dar ea n-a fost niciodată vândută în America cu siglă de Mazda, ci cu siglă de Toyota sau Scion, acel sub-brand al lui Toyota. Și ea se numește Yaris în America, așa cum o variantă de Yaris, real Toyota, se numește Mazda 2 hibrid în Europa. Este ca un schimb de experiență și vei vedea chestia asta practicată fiind de mai mulți producători. Și pentru că Toyota deține acțiuni la Mazda, nu Ford acum, au început să dezvolte niște platforme comune hibride și vei vedea genul de modele CX-30 cu motoare de Mazda Skyactiv G, dar care au transmisii de Toyota. Foarte interesantă chestia asta. Chestie care de fapt se întâmpla de mai demult, pentru că aceste transmisii
iSyn sunt cele care stau la baza SkyActiv drive-urilor automate de 6 trepte. Da, dacă alegi mașina asta cu cutie automată și în prezent, vei primi cutie cu convertizor. Este o raritate în piața auto de astăzi să vezi așa ceva. Și este interesant de văzut că are o varietate bună. Au fost făcute inclusiv versiuni 4x4 pentru piața japoneză, care de fapt cred că erau hibride și aveau un mic motoraș pe puntea spate, dar motorașul electric era pentru putere, nu pentru economie. Așa că în prezent le vei găsi într-o gamă mai restrânsă de motorizări, dar cei de reținut, 4 cilindri, e totuși un 1.5, nu un 0.9, este aspirat natural, chiar dacă are raport de compresie ridicat și injecție directă. N-are EGR, dar îl obține prin efect intern, așa că riscul de depunere pe supapele de admisie este mai mic și oricum se poate curăța ușor, pentru că nu are cine știe ce angrenaje complicate, distribuția este pe lanț, motorul din aluminiu, are un sistem de răcire destul de bun și funcționează în ciclu Atkinson. Și asta înseamnă că, deși se complică treaba pe parte de frâne, că necesită pompă de vacuum pentru asistarea lor, dar cele hibride au scăpat de problema asta pentru că vin cu sistemul Continental, care este brake-by-wire și nu are nevoie de vacuum, totuși e de apreciat faptul că motorul nu muncește ca să se miște, nu are pierderi de pompaj. Asta înseamnă eficiență și mașina asta cu doar 75 de cai, 55 de kW și 137 de Nm scoate niște consumuri excelente, atât în oraș cât și pe autostradă, spre surprinderea mea, dar mai ales la un mers din ăsta clasic real de navetă. Pleci de undeva de la 20 de km de București, te duci în oraș, îți faci treaba, te întorci înapoi. Slabe șanse să vezi un consum mai mare de 6.3, asta aveam bord pe ultimii 3.000 de km, un 6.2. Am resetat computerul și mi-am făcut eu calculele după aia și o să le comunic la partea de test drive. Și ce îmi place la mașină este că n-are izola de papuc, de coteț, de ceva spartan. Cred că așa ar trebui să arate o Dacia totuși, pentru că dacă stăm să ne gândim, mașina asta în preț de bază, dar și în preț full option, are cam tarif de Sandero. E adevărat că Sandero este mai mare și aici este practic unica critică a mașinii, pentru că nu poți să critici materialele la clasa asta, care pe această mașină sunt destul de basic, adică nu prea are plastic moale, dar ai cotiere moi, fețe de uși moi, scaunele sunt excelente, au ergonomie care pur și simplu te înghite, fără să trebuiască să faci cine știe ce reglaje. Și chestia asta mi se pare infinit mai importantă decât să ai bordul moale într-un loc pe care nu-l vei atinge niciodată. Dar față de vechile generații de Mazda 2, a scăzut puțin volumul, spațiul la cap și mai ales spațiul în spate, pentru că mașina este fizic mai mică. Dacă țineți bine minte, Fiesta, generație trecută, avea o versiune care se numea Fusion și era puțin mai înaltă. Ele erau tehnic aceeași mașină, dar volumul între ele diferea și cam așa este între această Mazda 2 și cele de dinainte. Dar trebuie să recunosc că au culori frumoase și cea precedentă avea o culoare cu verde și acum la bloc la IME există una parcată care e luată de prin 2006 și întorc capul și acum după ea. Pur și simplu niște mașini jucăușe, foarte ușor de condus, bine calibrate și în general Mazda când face facelift-uri tinde să recalibreze chestiune, adică nu vine cu cine știe ce mamă ce au băgat ăștia, rupt gura târgului, nu. O bucșă puțin mai moale care să genereze o rotație în volan mai ușoară, o ergonomie mai bună a scaunului dată dintr-un material burete pus strategic unde trebuie, chestii de genul acesta care contează mult mai mult în lumea reală pe o asemenea mașină. Așa că pentru mine a fost o plăcere să o conduc astăzi și mă bucur că o să o mai conduc, pentru că o voi duce mâine înapoi și mai am de filmat și test drive unde să mai comunic tot felul de situații din astea suplimentare. Dar chiar vreau părerea voastră în comentarii a celor care aveți tangență cu acest model. Mi se pare efectiv exemplar măritișul ăsta dintre direcție, pedale și timoneria cutiei. Rar mi-a fost dat să văd o mașină atât de distractivă și cred că peste ea este un Polo, de exemplu, sau o Fiesta în anumite situații, din punct de vedere al ergonomiei, că Polo, de exemplu, e puțin mai pătrățos, e mai spațios înăuntru, are o listă mai amplă de dotări, dar problema e de bani, că dacă te urci pe configurator, dai cu peste 10.000 de euro mai mult decât pe una din asta nouă. Așa că, până la urmă, rezumatul acestui intro lung, făcut în stilul în care le face și Dan Cadar, este că poți să experimentezi foarte ieftin această mașină. Deși depozitul ăla e 900 de lei, este un ban care ți este blocat ca garanție și se restituie dacă duci mașina întreagă. Ideea este că strict costul de deplasare pentru, să zicem, 3 zile te va costa 600 de lei. Sincer, dacă ai de făcut foarte multe drumuri, să zicem că tu te-ai mutat în Ploiești și ai o treabă administrativă în București și, în mod normal, tu mergi pe trotinetă sau pe scooter și nu vrei să vii în București să rezolvi aceste situații
cu vehiculul tău, iei trenul sau te aduce cineva, dar care nu poate sta cu tine și ai nevoie de mașină ca să mergi la administrația cu tare, notar, avocat, toate cele. Păi dacă iei Uber, Bolt și așa mai departe, cred că dai minim 35 de lei ziua per cursă și dacă tu 3 zile ai de făcut vreo, nu știu, 9-10 curse, s-ar putea să ajungi la un cost destul de mare și problema este acel timp de așteptare. Că până chem, până vine, până te ia, până trafic și așa mai departe, ori cu asta, dacă e să o închiriezi, ajungi la un tarif care poate s-ar putea să fie de multe ori o idee mai mic decât cel de Uber, că depinde câți kilometri mergi, dar tu conduci, tu decizi unde te duci, îți faci treaba cu mașină, o duci înapoi și ai terminat situația. Adică mi se pare că poți experimenta o gamă foarte largă de mașini. De exemplu, pe site-ul lor vei găsi aproximativ 147 de mașini doar în București, dar pe în celelalte orașe. Și chiar găsești o gamă foarte completă de mașini și mi se pare genul ăla de serviciu util dacă îți vine o rudă din străinătate în vizită, care zice, băi, nu, chiar am un prieten care e în situația asta și dacă vine să stea o lună, el vine cu mașina, pentru că zice, mă costă prea mult să închiriez și să am și o mașină care să încapă doi copii în ea, în care să încapă doi copii cu scaune, cu toate cele spațioase. Dacă vin 3-4 zile, prefer să închiriez. Ei, de exemplu, oferă servicii de închiriere și de la autopeni. Tariful nu diferă față de cel din oraș, pentru că e vorba de aceleași mașini, deci nu ai o suprataxă în sensul ăsta. Și ideea este că ești ieftin principial pentru treaba asta și poți să faci un fel de test drive extins al mașinilor în felul acesta. Așa că vizitați-le site-ul, indiferent de orașul în care vă aflați și cine știe, poate la un moment dat vă vine un văr, un frate, vreun părinte din străinătate și are nevoie de câteva zile de o mașină. Eu zic că e site-ul perfect pentru a vă furniza această situație. Sunt și alte servicii de închirieri, dar care tind să fie premium, cum este Bavaria Mobility, care e din cu totul alt segment, adică acolo ai mașini de lux noi care pot fi testate și în scop de achiziționare, dar genul ăla de mașini, nu neapărat la fel de noi, le vei găsi și la ei pe site, adică de exemplu X5-uri din generația curentă care n-au mai mult de, nu știu, 2 ani vechime. Dar evident și alea costă simțitor mai mult decât această mașină și dacă chiar vrei să fie ieftin spre cadou, găsești și mașini care costă 20 de euro pe zi, asta înseamnă puțin sub 100 de lei, probabil cu un depozit puțin adaptat, dar pe mine m-a convins serviciul și îmi propun să continui această serie și sper să o înceapă și să o continue și colegii mei de la Craiova, pentru că sunt multe mașini variate de testat și îmi place că pot testa chestii normale. Altă Mazda 2, Hyundai Uri 10, ăla e deja programat, urmează și chiar abia l-aștept și, nu știu, Opel-uri, Astra, Insignia, Ford-uri, Fiesta, genul ăsta de mașini normale, Renault, Clio, Sandero, mai una 4, Kiel, chestii de genul ăsta, pentru că până la urmă astea sunt mașinile poporului de zi cu zi și sincer, avioane, limuzine și astea pot lua și de la ei, dar le pot lua oricum de la importator ca să le fac o prezentare din aia foarte detaliată. Nu că asta n-ar fi fost detaliată până acum, că știți cum v-am obișnuit, spontan, fără prompter, zic eu, bine pregătit, așa că hai să continuăm detaliile, câteva minute pe partea de motor, că nu-i foarte mult de vorbit, dar din fericire se poate da capacul la o parte și se vede frumos, un interior al mașinii și un test drive în acest cartier minunat care este foarte liber la această oră, care se potrivește perfect genului ăsta de mașină, dar spre final o să ies chiar în drum public, acolo unde probabil va fi foarte aglomerat, respectiv pe podul Pipera, și o să pot să transmit sau o să încerc măcar să transmit niște impresii care țin de condus, pe care mașina asta mi le-a transmis și ea mai departe. Așa că rămâneți alături dacă vreți să mai aflați chestii. Asta este un Mini Sky Aktiv de 2.5 sau de 2.0, pentru că de fapt are 1.5 și e absolut identic din punct de vedere al specificațiilor ca structură de construcție, doar că sunt niște mici diferențe, cum ar fi de exemplu că nu are casetă cu arbor de echilibrare cu pinion, așa cum se întâmplă la 2.0 și 2.5, cu excepția lui 2.0 DMX-5 care nu are, că e motor de turație, și nu are dezactivare de cilindri. Și asta înseamnă că lipsesc acei solenoi specifici în zona aia de unul acolo, nu, unul în spate acolo și unul aici erau, care dezactivează hidraulicul butorii pistoanelor 2 și 3. Chestiile alea au apărut oricum ulterior pe 2.5 și pe 2.0, din câte țin minte. Și motorul are exact aceeași structură, adică este construit din aluminiu, atât bloc cât și chiloasă, dar aliaje diferite între ele. Și la origine este un Mazda L, acel motor care a fost dezvoltat integral de Mazda cu banii lui Ford.
împarte, cel puțin alea de 2.5 și de 2.0, împarte exact specificațiile interne de alezaj, cursă, diametre, distanțe între centrele pistoanelor, formă, arbore, cotichis de genul ăsta, cu Mazda el, cu Skyactiv-G urile astea. Și de aceea, pentru că Ford le-a finanțat, putea folosi și folosește în continuare, de exemplu, pe variantele de Mondeo hibrid și de Kuga hibrid și plug-in hybrid, care sunt de 2.5 în cazul ăla, doar că e un motor adaptat puțin să funcționeze pe ciclul Atkinson permanent, nu temporar, și acolo are o putere mai mică decât cele pe Mazda. De asemenea, din motoarele Mazda L, care sunt tatăl ăstora, cum ar veni, a derivat familia EcoBoost, pentru că Mazda cu blocurile de 2 litri și 2.3 a fost preluat de către Ford, care și-a montat o chiulasă proprie cu turbină twin scroll și așa au apărut EcoBoost-urile de 2 litri și de 2.3. Deși și Mazda avea niște versiuni, mai ales de 2.3, acele DC-uri care n-au fost cele mai fericite din punct de vedere al fiabilității. Așa că ăsta e, să zic așa, pedigriul motorului, pe principiu sunt și-o din partea la cineva, cu banii lui Ford, dar cu experiența lui Mazda. Și motorul are 1000 aproape 1500 de centimetri, cu ceva gen 1497, dacă mi-aduc bine aminte. Dezvoltă în cazul ăsta 75 de cai și 137 de Nm, însă există variante care duc până la 125 de cai. Doar că inițial, când au apărut, versiunile mai slabe aveau variatoare hidraulice și arbore cotit de fontă și cu un raport de compresie cam de 12 la 1. Pe urmă, variantele mai puternice au arbore de oțel forjat și variator electric, cum are și acesta pe admisie, și raport de compresie de 13 sau 14, în funcție de țara în care se vând. Numai că ăsta, fiind un motor 2019 nouț, a fost aliniat, în sensul în care are variator electric pe admisie și ăsta funcționează foarte simplu, pentru că nu depinde de presiunea de ulei, spre deosebire de variatorul de pe evacuare, care are solenoid extern și supapă de control în interior. Și, practic, poți avansa sau regresa distribuția în funcție de diferența de turație între arborele cu came și motorașul electric. Dacă se dorește distribuția să stea pe loc, în sensul de a nu avea variație, motorașul electric se mișcă sincronizat cu arborele cotit. Dacă se dorește avans, motorașul o ia mai repede, dacă se dorește regres, o ia mai încet. Și în felul acesta se decalează poziția camelor în funcție de pinion. Și ajutorul dat de acest sistem este că poate obține efect TGR intern prin suprapunerea supapelor și diminuează efectiv raportul de compresie real. Adică, deși motorul are un 13 la 1, se merge și cu 8 la 1, 9 la 1 și în felul acesta, când pistonul urcă după ce a luat aer, se chinuie mult mai puțin să împingă aerul ăla, dar odată ce aprinderea a avut loc, explozia se întâmplă pe aceeași durată amplă. Și în felul acesta obține maximul de lucru mecanic din energia asta introdusă prin combustibil și în felul acesta ciclul Atkinson se termină la presiune ambientală, nu cu presiune mărită. Cam asta e teoria sistemului, să zic așa, și pentru că nu prea are vacuum în galeria de admisie, are pompă de vacuum pentru frâne. Doar că putem vedea că uneori există vacuum în galerie și ai o conductă care se duce în partea asta pe aici, trece prin pompa de vacuum și continuă mai departe către frâne. Deci pompa câteodată asistă, alteori e pasivă, să zic acolo. Pe urmă, în calupul acela se află și pompa de injecție cu regulatorul de presiune, care alimentează o rampă de injectoare directe cu un senzor plasat în partea aceasta jos aici. Adică avem injectoare directe, nu multipunct. Chestie care, da, poate să genereze niște depuneri la un moment dat dacă se merge încet, doar că se poate demonta galeria destul de ușor. Clapeta de accelerație este cu control electronic cu motoraș și aici mai avem un furtun care se ocupă de ventilarea vaporilor din rezervor prin această supapă de purjare. Și vedem odată conducta de alimentare a pompei de benzină și conducta de retur vapor de la canistra evap. Și reiterez, nu mai ascultați tot felul de țărani știrbi care vă spun să faceți plinul ca la dubă prin scuturarea mașinii. Maxim 2 clicuri dacă a sări pompa, pentru că altfel inundați acea canistră de carbon care se umple cu benzină și ea, în loc să ventileze vapori, bagă fizic benzină prin tubulaturile astea și îți umple motorul de amestec bogat și asta înseamnă detonații, probleme, un check engine care poate să coste foarte mult la un motor din acesta, pentru că acea canistră cu supapele alea de purjare, ca piesă originală, s-ar putea de multe ori să depășească 1000 de euro cu tot cu manoperă partea de montaj, așa că a sări pompa, ăla este plinul, pentru că altfel va afectați mersul motor. Bobinele de asemenea sunt plasate la vedere și mai e o chestie foarte tare pe partea de mentenanță. Deși motorul are culbutor cu compensare hidraulică,
Și teoretic n-ai nevoie să faci vreun reglaj vreodată și practic este chestia asta, pentru că acest capac de supapă este din plastic, ocazional mai poate să apară scurgeri pe la garnitură și trebuie să schimbi acea garnitură. Dar gândiți-vă ce necaz era dacă pompa de înaltă era pe capac, că trebuia să o demontezi, conducte, depresurizare, complicăciuni, manoperă, costuri. Așa la asta, pac, ai desfăcut șuruburile, dai frumos bujiile, capacul la o parte, mufele, solenoidul, toate alea și în felul acesta scos capacul, schimb garnitura, ai pus-o la loc fără să trebuiască să umbli în vreun fel la sistemul de injecție. Ce mai are motorul interesant, la Mazda MX-5 de exemplu, pentru putere mai mare, are un flap suplimentar de aer în admisie și în anumite regimuri de turație bagă aer pe două canale, iar galeria de evacuare în acel caz nu este un 4-1 ca aceasta, ci un 4-2-1 care respiră mult mai bine. Și în rest, na, 0,20 uleiul, segment subțiri, pompa de ulei cu lanț, că distribuția este de asemenea pe lanț în două și are și control electronic variabil. Dar ce mai are interesant e că nu folosește termostat cu ceară, ci are un modul motorizat în partea asta de aici, care decide când antigelul intră la radiator, când intră în acel calorifer de habitaclu și când circulă prin blocul motor și prin chiulasă. Și în felul acesta este o răcire computerizată cu un motoraj care, dacă Doamne ferește, se strică sau apare o eroare, rămâne complet deschis și motorul merge pe varianta maximă de răcire, adică prin radiator, prin termoflot și prin zona de răcire a acelui habitaclu. Iar transmisia în continuare este un SkyActiv manual, care este în 5 trepte, în 6 trepte și are proprietatea de a avea 3 axe, adică e foarte compactă, viteza întâi și marșarierul fiind pe aceeași axă și are un sistem de timonerie foarte bine pus la punct, care este pe cabluri, doar că e foarte bine făcută și o să se simtă bine la condus, iar cutia automată are convertizor care se poate bloca în toate treptele. Dar recomandat acolo e să schimbi uleiul la maxim 60.000 de kilometri, pentru că acel convertizor patinează destul de mult ambreiajul acela, apare uzură, mai ales dacă conduci în oraș și dacă uleiul respectiv merge cu o temperatură ridicată, e cam problemă. Și de asta reiterez faptul că la orice mașină ați avea, indiferent că e veche sau nouă, dacă chiar țineți la mașinile alea și vreți să le aveți mult timp, părerea mea e să schimbați uleiul la 7500, maxim 10.000 de kilometri, 6 luni, maxim un an. Pentru că e mult mai ieftin să faci chestia asta, pentru că toate problemele mecanice pe care le tot vedeți, adică depuneri de calamină, chestii care țin de partea asta de culbutori cu probleme, lanțuri de distribuție întinse, sorburi de pompă înfundate, cămăși zgâriate, toate, absolut toate, pleacă de la neîntreținere, pentru că tu dacă lași 2 ani în ulei, își degradează proprietățile, se încinge foarte tare și automat își pierde acele proprietăți și apare uzura fizică. Nu există să ții un ulei atât de mult și de asta în America veți vedea că mașinile au sute de mii, poate chiar peste 1 milion de mile, pentru că pur și simplu li se face uleiul schimb la 2 luni. Și e mult mai ieftin să faci chestia asta, adică orice ulei ai pune, contează să respecti acel standard, mai puțin marca, dar important e să schimbi cât mai des. La diferențiale, dacă aveți, la casete de transfer, la cutii de viteze, toate trebuie servisate. Asta este regula. Și această mașină nu face excepție. Adevărat că fiind o mașină de închiriere, nu se schimbe nimeni uleiul la 3.000-5.000 de kilometri. Motoarele sunt rezistente, nu zic nimic, dar până la urmă e vorba de bunul tău personal. Că una e să iei o mașină de la închiriat, care până la urmă este luată pe un leasing, de obicei de firme, nu e nicio problemă cu ea, că oricum dacă se strică, are casco, are garanție, se rezolvă. Dar când e mașina ta personală, recomandat e să o bibilești. Și ce ar mai fi de bibilit? La orice motor, sistemul PCV de epurare gaze Carter, adică supapa PCV care face legătura dintre Carter și admisie și furtunul de ventilare care bagă aer curat în Carter pe măsură ce supapa aia scoate. Astea trebuie schimbate la 80, maxim 100.000 de kilometri. Am parcat-o invers ca să se înțeleagă ceva din interior, că e soarele pe direcția nepotrivită și pun accent pe chestia asta că până la urmă eu văd foarte bine, HDR-ul ochiului uman e mult peste cel al unei camere, dar important e să vedeți voi. Mașina are o culoare foarte mișto pentru că nu se vede jegul pe ea. Este un soi de alb argintiu cu o nuanță de gri nisip, așa seamănă cu nisipul de balastieră. Se confundă destul de bine cu dalele, doar că astea au un aspect puțin mai călduț, mai spre gălbui. Mașina arată bine, zic eu,
cu mici excepții, repet, e o mașină de închirieri. Sunt convins că dacă oricare din voi ar avea mașina asta, ar îngriji-o altfel, că e a lui personală. Până la urmă, mașinile astea, de exemplu, eu, ca proprietar de mașină de închiriat, n-aș schimba capacele dacă ele s-ar zgâria. Sau, nu știu, ok, dacă mașina e bușită și are geamuri sparte, nu, n-aș lăsa-o așa. Dar pentru mici chestii, adică cu ce mă afectează pe mine că e capacul zgâriat pe o mașină pe care nu o închiriez pentru prestanță, lux, și mă duc să-mi fac treaba cu ea. Da, dacă era vreun S-clas de închiriat, ăla trebuie să arate bine, că le-i să te duci cu el la evenimente sau vrei să încerci ceva premium. Dar aici nu e premium, este o mașină gândită să te ducă de la A la B. Are senzori de parcare, keyless entry, pe principiu cheie, hai să intrăm, keyless entry, așa scriu ăștia pe OLX în opțiuni. Iarăși, detalii drăguțe, cum ar fi această mică apărătoare să nu se stropească mașina de la noroi. Portbagajul este cu deschidere clasică pe buton și e specific clasei, probabil în jurul a 300 de litri. Destul de adânc, are și un spațiu de depozitare de desubt, capitonat cu niște capace pe lateral și în partea asta un mic capitonaj în partea de aici unde se află motorul de ștergător. Se închide ok, oricum la Mazda sunetul de închidere a lușilor e destul de drăguț, se simte asta. Iar zona laterală, de asemenea, ce e de apreciat la ea, ornamentele sunt mate, nu sunt lucioase. Și asta înseamnă că, na, chiar dacă se vor zgâria sau se vor mătui, nu se va vedea, spre deosebire de un ornament lucios. Și spre surprinderea mea, chiar vorbeam cu dealer Mazda, nou, mașini noi, chiar dacă sunt lucioase, ci că nu prea se zgârie. Miram, așa că de obicei când deschizi ușa pui mâna pe zonele astea destul de amplu. O altă critică a mașinii este că eu n-am resimțit chestia asta, depinde probabil de cum ai poziția scaunului. Montantul B este destul de lat și uneori care inhiba vizibilitatea. La Corsa mi se pare cel mai nereușit, pentru că e foarte în față și în momentul în care tu îți dai scaunul în spate că ești înalt, ai privirea fix în ăsta, în momentul în care întorci capul în interior și trebuie să te scoli din spătar ca să poți să ajungi să vezi ceva. Pe interior, materialele astea de ușă sunt tari, cu excepția zonei astea care este în capitonajul tapiseriei. Dacă ai piele, va fi piele. Din nou, aici este un material tare, asta e de criticat, dar mi-e greu să cred că o să stea 4 oameni în permanență în mașina asta. Și dacă e copil, na, nu prea comentează. Iar aici este tot așa ceva, o imitație de fibră de carbon care e din plastic și este mată. Nu are deschidere pe impuls la geam și nu are spațiu de depozitare în ușă. Însă, bancheta cu acest profil specific din ăla britanic, parcă tweed se numește, e foarte scobită și asta înseamnă că intri super ușor în mașină și oricât ar zice lumea că, domne, nu prea ai loc, mie mi se pare că chiar ai loc decent. Adică, în primul rând, spătarul este foarte scobit, tetiera este înaltă și scaunul e scobit în partea asta. Și eu la 1,90 stau destul de decent în condițiile în care spătarul se vede că e peste montantul B. În partea asta e și un spațiu de depozitare, n-are ventilații, cotiere, chestia asta, dar și cotieră în față ar mai fi putut să aibă. Dar nu te simți claustrofob, de exemplu, la mașini precum CHR de la Toyota sau DS3-ul de la DS, nu mai e Citroen, au montanții aia de tablă mai mari care sunt groși. Deci ai vizibilitate destul de bună, aici este un cârlig, nu are mânere în spate, dar are în față, de exemplu, acolo. Și îmi place că totuși din toată partea asta spartană au pus niște capace de antifonare în zona asta și pe interior și pe afară, chiedere cu degajare pneumatică și ușa una plină, așa când o închizi. Mânerele plate, ușor de deschis. În partea de aici se poate vedea material moale și, din nou, nu piano black. Asta este foarte drăguț. Sunt niște ornamente în funcție de nivelul de echipare. Material tare pe partea asta și avem spațiu de depozitare. Iarăși, un plus, scaunul are reglaj de înălțime și chestia asta face accesul facil și spațiu pentru persoanele, știu eu, care au ceva înălțime mai mare. Și odată ce ai intrat în mașină, constați că e destul de mult loc. Consola este suficient de lată cât să fie încăpătoare. Îți încape un tablet din ăla cu butoane de încălzire în scaune, ar mai fi fost aici. 12V, priză USB cu auxiliar, timoneria, un spațiu de depozitare, suport dublu de pahare, dar nu e atât de lată încât să incomodeze zona asta a picioarelor. Torpedo simplu cu deschidere lentă, tot așa, ornamente care nu sunt piano black. Și în partea aceasta, cine mai OCD s-ar putea să nu guste treaba asta, că linia asta își rupe cumva designul. Dar important e că ai ventilații care-s la vedere. Bordul este dintr-un material tare,
și este cu un profil destul de lăsat, chiar și cu navigație nu are ecranul mai sus de linia parbrizului, are senzor de oglindă, de geamuri, pardon, și în partea aceasta este o oglindă simplă, cu becuri clasice, parasolare normale, iar climatizarea este de fapt un aer condiționat manual pentru că e echiparea de bază, așa că ai clasicii robineți cu butoane convenționale. Mai mult decât atât nu avem ce să arătăm pe partea asta. Nu are cea mai bună antifonare, cel puțin modelul din 2014. Asta este mai ok, însă cea nouă are un progres major pe materiale și pe antifonare, pentru că acolo deja ai două tonuri de plastic, ecrane, materiale mult mai reușite. Și aici doar auto pentru șofer sau auto doar pentru șofer, oglinzile. Și în partea aceasta este modulul de lumini, ESP, start-stop-ul și senzorii de presiune, pneuri. Cheia este pe un format îngust și încape destul de ok în buzunar. Și în partea aceasta avem un bord care este destul de drăguț, în sensul în care se poate vedea, mă rog, are o luminozitate destul de slabă acum, deși farurile sunt oprite. Avem un turometru digital pe partea asta de aici, care este gradat ca și cum ar fi analog. Se poate vedea cât de cât în partea aia, cu kilometrajul rulat. Și în partea de aici, dreaptă, un pilot automat afișat cu consumul. Apeși info și se derulează viteze medii, autonomii, consumuri, chestii de genul acesta. Ai și gradația de combustibil și sus este partea de pilot care are mod delimitator sau pilot simplu. Taste pentru conectivitate telefon, butonul de pornire, manete clasice. Și aici este un display stil ceas din ăla deșteptător care funcționează ok, mai ales pentru că ai comenzi. Și doar ce a trebuit să fac la el să reglez ceasul, că era o chestie de OCD, să știu și eu cât e ceas afară, mi-a arătat 10 și 14, deși afară era 14-20, ceva de genul. Iar butoanele alea probabil nu o să le apeși niciodată, pentru că ai comenzi pe volan. Și claxonul se aude cât de cât normal. Dar ce îmi place este heel and toe merge și în partea aceasta timoneria foarte, foarte precisă. Adică se simte la fel de ușoară ca una de Volkswagen, dar în mers are o anumită precizie care e foarte drăguță, interesantă. Așa că hai să vedem cum se conduce și ce impresii generale mi-a lăsat. Deci senzația asta a schimbătorului este deosebită, chiar îmi place, am tot zis-o de mai multe ori, dar foarte ușor de folosit și are o cursă precisă. Este un short shifter cu manetă înaltă, nu castravecior din ăla cum are MX-5-ul, care oricum are o timonerie și mai și față de asta. Iar condusul mașinii este unul cât se poate de plăcut, pentru că, de exemplu, volanul are o profunzime în partea asta aici, poți să-l ții destul de ușor, nu are montanțe ăștia foarte groși, deci poți să prinzi destul de bine mâna pe ei și, per total, e destul de precisă la partea asta de direcție, nu simți că e prea moale volanul, prea tare, cursa prea lungă, stilul ăla de cum e ca la SUV-uri. Într-adevăr, critica e bine fondată pe montanți, pentru că sunt destul de în zona ochilor, adică, de exemplu, cu spătarul drept și poziția cam cum stau eu la volan, când întorc capul, mă uit fix în acest montant. Asta este o problemă specifică mașinilor mici, în general. Ce e interesant la ea este că e ergonomică, nu trebuie să miști mult mâinile, să ai mișcări ample ca să poți să faci niște manevre clasice, dar timoneria asta este efectiv schimb cu un deget, n-ai niciun fel de problemă, foarte, foarte ușor de folosit. Și consumurile, că astea totuși sunt relevante la clasa asta, nu e de lux, deci contează. În oraș ai între 7.6 și 8.2, la trafic aglomerat, adică cu viteze medii de 14-16 km pe oră. Dacă prinzi mai liber, probabil poți să scoți și sub 6 seara, pe semafoare care merg pe verde, chestii de genul acesta. Dar hai să rotunjim la 8, așa, la cum e Bucureștiul de aglomerat. Dar repet, 14 km pe oră. Pe urmă, drum național, am mers prin Balotești, unde viteza medie de deplasare e în jurul a 55-65 de km pe oră și am avut 4,6. Dar dacă te întinzi pe DN1 și mai prinzi 110-120, acolo o să ai consumuri cam de 5.8-6.2 în intervalul acesta. Și autostrada a fost o surpriză plăcută, cu aerul condiționat, că nu facem de-astea
chitroșele economii degeaba, 6,8 la 140 de km pe oră. Și mașina, sincer, nu mi se pare una lentă. Ce e important la ea, nu demarajele neapărat, că uite, start-stop. Da, nu prea îl simți. Nu e atât de rafinat ca la cel de 2 litri cu sistemul ăla mild hybrid de 24 de volți, dar se face o liniște totală mașină. Problema la start-stop-urile astea e că se oprește și aerul condiționat și crăp de calvară, așa că iarăși, poți să obții consumuri foarte bune cu start-stop, dar efectiv curg apele pe tine, adică nu mi se pare o economie veritabilă, așa că, în mod normal, hai să vedem așa cum se simte la plecat de pe loc, nu bruschează și nici n-am apăsat cu totul până la capăt. Nu pot să zic că e o mașină rapidă, dar am 100 de km pe oră acum, adică mi se pare că e totuși decentă performanța. Și repet, motorul este unul setat la 75 de cai. Singurele diferențe fizice care apar sunt la motorul de MX-5, care are alt pas la arborii cu came pentru o distribuție care să facă mașina să respire mai bine. De asemenea, suspensia nu mi se pare rigidă, pentru că mașina are 1074 de kg, adică oricât de tare ar fi arcurile, nu se simte chiar atât de cart. Nu mă refer la ceva de circuit, dar e o medie bună, adică peste șinele de tramvai n-are o rezonanță din asta neplăcută. Nu te surprinde însă în accelerație, dar e genul ăla de mașinuță care, dusă pe posada pe serpentine, s-ar putea să smulgă niște zâmbete, adică are așa un mic chis de MX-5 și mi se pare că este foarte jucăușă. Adică așa ar trebui să fie o mașină din asta, indiferent că e Fiat 500, că e Polo, că e Volkswagen Fox, că e Fiesta, că e Ford Ka, mă rog, care se făcea, dar asta e esența, să îți placă să o conduci, să fie ușor de condus, de parcat și să aibă un aspect cât de cât plăcut ochiului. Acum 208-ul la fel este foarte frumos, uite și un strămoș pe această Fiesta. Sunt mașini drăguțe toate, sincer, au niște elemente. În segmentul ăsta nu prea vezi, nu știu, mașini plictisitoare. Până și mult hulitul Sandero, care cel puțin în echiparea Stepe e o mașină cu un aspect foarte drăguț. Doar că, na, contează la ce preț le iei, pentru că la un moment dat s-ar putea să nu mai fie atât de rentabil să te uiți doar la aspect. Și o mașinuță din asta, acum dai seama, sunt două perspective, pentru că eu o prezint aici din perspectiva unei mașini de închiriat, dar când e să o ai, e cu totul altceva, un frumos C124, o cu totul altă mașină. Ideea este că secretul în viață, părerea mea, este să-ți setezi criteriile foarte bine. Pentru că până la urmă tu alegi pe baza acestor criterii. Așa că dacă... Cum e și programarea? Un programator trebuie să facă un cod care să fie foarte variabil, adică să ia în calcul tot felul de parametri. Ca momentul în care îl pune live pe platformă sau în aparatul pe care îl programează, ăla să funcționeze automatizat și să anticipeze cât mai multe situații. Cu cât mai mult cod sursă sau mai eficient scris, că nu e vorba de cantitate, respectivul bun e programat să funcționeze cât mai versatil. Și cam așa e și cu mașinile. Cu cât mai multe criterii sau bine concis alese, clare, nu vei avea neplăceri. Pentru că până la urmă alegerea e făcută în baza acelor criterii. Așa că e cumva aiurea să zici, da, dar nu încap în ea, adică e mașină extrem de mică, dar ți-ai luat-o, știi? Adică nu ți-o lua dacă nu încap în ea până la urmă, știi? Și nu trebuie să te referi la toate mașinile din perspectiva ta care ai 3 copii și mergi și cu fratele cu încă 2 copii într-o mașină mare. Adică evident că nu o să încăpeți într-o de-asta, dar unii poate chiar au nevoie de genul ăsta de mașinuțe micuțe și drăguțe. Și nu trebuie neapărat să ai cai, să ai nu știu ce prestanță marcă, să te distrezi pe serpentine sau la un condus din acesta drăguț. Adică mașina asta nu se simte, de exemplu, la fel de anemică precum un Sandero sau Clio din ăla SCS65, care și ăla e un motor limitat, că normal are în jurul a 75 de cai, dar fiind un 0.9 sau un 1.0 aspirat, este o motorizare destul de limitată, plafonată și fiind 3 cilindri are și vibrații. Asta, în schimb, este o mașină echilibrată și deja mă gândesc că la 115 cai cu motorul ăla e un pic puternică, mai ales pe o asemenea greutate. Și deja partea de mild hybrid la una nouă nu mi se pare că contează atât de mult, pentru că nu e făcută să
îți scadă taxele. E 1.5 motorul, nu plătești impozit așa mare până la urmă. Dar uite, aici e un drum gropăcios și, de exemplu, un Hyundai Bayon mi se pare puțin mai rigid decât această mașină, sau anumite vehicule de la PSA din generația asta de asemenea au arcurile destul de rigide, frâna iarăși e una destul de bună, dar iarăși ambreiajul e foarte progresiv și poate fi apăsat foarte rapid, adică schimbările de treaptă sunt super ușor de făcut. Adică amestecat în cutia asta toată ziua și mi se pare tare, tare bine reglată. Și asta e un plus pe care pot să-l atribui și anumitor modele franțuzești, cum ar fi Clio, dar mai ales Volkswagen-urilor, care au o timonerie destul de bună. Problema la Volkswagen e că de multe ori se mișcă prea ușor schimbătorul și simți că îl arunci undeva pe acolo. E foarte precisă cursa, dar este super asistată, ca o direcție din asta electrică. Aici, în schimb, are o anumită consistență, dar nu simți măruntaiele cutiei, adică dacă faci, de exemplu, 3-4-3-4 în stilul acesta, nu simți cum agață ceva în interior, e mult mai ok făcută pe partea asta. Și aici, împăratul lucrărilor Iveco Daily, 4x4, ăsta e făcut de Iveco Defense, e vopsit și în stil militar și este Iveco cu sarcină de 7 tone, cu motor de, cred, 180 de cai, care este de 3 litri. Și ăsta e unul din cele mai cele dube. Și mă uit, totuși e 4x4, dar are niște planetare cu o bracare foarte puternică. Asta înseamnă că nu e afectată abilitatea de a lua viraje. Și ăsta, tati, e traficul în care circulă mașinile astea. Evident că poți să mergi la mare cu ea. Nu e chiar atât de mică, are un consum destul de mic. Am un bun amic care și-a poreclit Yaris-ul de 1.3. The little engine that could, care a putut, pentru că a mers cu ea în toată Europa de nu știu câte ori. Și erau 3 inși în mașină, adică cu bagaje, cu toate cele. Dar știi cum e, te descurci cu ce e, numai că sincer mașina asta este gândită totuși să fie folosită în medii de astea de navetă urbane. Nu e o mașină de drum lung, nu va fi la fel de antifonată ca una normală, dar scaunul este unul minunat, adică are scoica asta foarte bine făcută, puțin dificil de reglat spătarul de la montantul ăsta, dar te cuprinde complet, adică stai ca într-un fotoliu din ăla de masaj și după un drum de 2 ore te vei simți perfect confortabil în ea la partea asta. Da, cam asta ar fi rezumatul. Este o mașinuță interesantă și, sincer, și voi o puteți încerca contra sumei de cel puțin 200 de lei pe zi, cel mult 100 de lei. Și am zis-o în sensul ăsta inversat, pentru că, repet, depinde de cum o închiriezi. Dacă o iei pe un termen de o lună, ceea ce va fi, nu știu, puțin probabil, nu știu cine închiriază o Mazda de asta pe o lună, tariful zilnic ar fi 100 de lei. Și, sincer, sunt convins, nu știu, acum uite, o să întreb pe băieți și o să zic chestia asta ulterior în comentarii, dacă în anumite situații se poate un tarif flexibil, adică cineva zice, bă, vreau 25 de zile o mașină și, nu știu, voi cereți, să zic, 2000 de lei și eu sunt dispus să dau 1800, nu știu, vorba vine, genul ăsta de negociere. Nu am găsit pe site să se poată chestia asta, dar poate ori fi flexibil în acest sens, o să întreb și revin. Adică, acum știi cum e problema românului? Este această eternă căutare a negocierii, chitroșelile astea. Adică, nu contează cât este, dar eu vreau să iau cu un leu mai ieftin, să știu eu că am negociat. Bă, serviciile se fixă, sunt niște tarife. Asumă-ți-le. Și tu când le publici ca provider de furnizor de servicii, dar și tu client, le vezi scrise, adică alea sunt, știi? Nu trebuie să negociezi absolut orice. Și știu o situație haioasă din zona de construcții. Am o cunoștință care are un magazin de materiale de construcții și el a zis unui tip, face, bă, tu cauți discount într-una, tu iei numai de unde ai discount. Da, așa e, eu să văd acolo pe factură că mi-a dat din ăla, cum îi zice, care un nume românește, am uitat acum, nu barat. Rabat, scrie frumos acolo. Și ăla a explicat, băi, imbecilule, eu îți dau 15 saci de CM11 cu, să zicem, zic și o cifră fictivă acum, 1600 de lei. Și tu te-ai dus, imbecilule, la altă firmă care ți-a vândut cu 1900 de lei.
face, da, dar ăla mi-a dat 20% discount. Adică omul vedea procentul ăla, mi-a dat discount. Și ăsta tot îi spunea: imbecilule, tu ai plătit cu 300 de lei mai mult la ăla. Eu nu-ți dădeam niciun discount, îți dădeam practic la prețul care era, dar ieșeai mai ieftin decât dincolo, imbecilule. Și asta cumva e rezumatul multora care caută eternitatea asta a costurilor ieftine. Am iarăși o cunoștință pe care o pot, să zic așa, povesti cu titulatură de anonim, care a vrut să-și ia un aer condiționat și s-a văzut că e 2000 de lei, dar dacă dădea cu programul Rabla era 1600, doar că el n-a fost atent că trebuie să dai tot un aer condiționat înapoi. Și el a dat un cuptor cu microunde. Când a venit curierul a zis: nu vă pot lăsa aerul condiționat pe 1600 de lei, trebuie să-mi dați încă 400, pentru că nu mi-ați dat un aer condiționat vechi la schimb. A intrat pe OLX, a cumpărat un aer condiționat second hand cu 380 de lei, deci aproape cât ar fi dat pe aerul întreg, doar că ăla era undeva cu livrare și el a zis: bă, nu pot să mă duc să-l iau. N-a fost în ziua în care a venit aerul și ca să ia aerul la second hand a trebuit să se întâlnească cu curierul pe kilometru 80 de pe autostradă, băgând, nu știu, 100 de lei benzină dus întors, ca să ia aerul SH, să-l dea curierului și să-i vândă cu 1600 de lei și în final toată povestea asta, aerul redus plus aerul second hand plus drumurile astea în bani, au ieșit vreo 2400 de lei. Adică unde e reducerea, știi? Mai bine cumpăra naibii cu cât era întreg pe site, ce ieșea mai ieftin, știi? Cam asta este situația, da. Ăsta a fost rezumatul meu cu niște mici picanterii la final și am dat seama că este o mașină pe care am filmat-o, respectiv un Civic Type RFK2, care a apărut deja pe canal și puteți revedea acea prezentare. Dragilor, cam asta a fost povestea. Ce să zic, spor la închiriat, intrați pe site, dați-le o șansă pe acolo, vedeți ce mașini găsiți, că s-ar putea să fie interesant și până una alta ați aflat, zic eu, destul de multe detalii și despre Mazda 2 ca model. La revedere!